Da, domnule Negrescu, vă rog. Da, vorbim de încrederea noastră în politicieni, care e la un nivel aproape de zero, și încrederea investitorilor străini în guvernul de la București, care se manifestă cum? Prin titlurile de stat. Și acolo vedem niște efecte foarte interesante, cel puțin în ultima vreme. E o scădere a investițiilor străinilor în titlurile de stat. Suntem la nivel de 16,5%. E un nivel care nu s-a mai realizat din decembrie 2012. De atunci nu mai avem un atât de scăzut nivel de investiții în titlurile de stat din partea străinilor. S-au scos străinii din piața românească undeva la nivel de 5,2 miliarde de lei. Deci investitorii nu mai au încredere în ce se întâmplă la București. Statul român se împrumută din ce în ce mai scump. A ajuns la 6% de dobândă, se împrumute. Anul trecut pe vremea asta era undeva la 3%, iar domnul Câțu acum un an de zile se împrumuta cu 1,8%. Și mai mult decât atât, ne împrumutăm din ce în ce mai mult pentru a susține acest stat care nu se reformează, care nu ia măsurile necesare, mai ales acum în condiții de criză. Ne-am împrumutat în ianuarie undeva la nivel de 8 miliarde de euro. Vă dați seama că în ritmul ăsta s-ar putea să ne manetăm și următoarea, a treia generație de acum încolo, nu mai următoarea generație. Da, adică suntem într-o situație extrem de dificilă și nu vedem măsurile. Îl vedem, în schimb, pe domnul premier Ciucă, care iese în seara asta și ne spună foarte senin așa că veți plăti facturi mai mari cu 85% la gaze. Pentru că atât este diferența între prețul pe care îl plafonează acum autoritățile de la 1 aprilie, adică 0,37 pe megawatt. Ajungem și la această demonstrație. La curent electric, care de asemenea sunt niște lucruri pe care o să le discutăm, pentru că sunt foarte interesate și arată modul în care acești guvernanți privesc realitatea din economie, se raportează la problemele reale ale oamenilor, pentru că oamenii sunt afectați de inflație. Mâncarea săracului, cartoful s-a scumpit cu 30%, mălaiul, adică mămăliga, am văzut o scumpire de 19%, spunea domnul Pe de inflație. Păi astea sunt probleme reale, dincolo de problemele noastre cu pastilele de iod și alte lucruri de genul ăsta care fac altceva decât să stimuleze și să amplifice teama. Ați văzut? Domnule Negrescu, deci aveți când de adăugat voință ceva? Politică, se poate. Că aș vrea să mergem puțin mai departe la domnul Arafat. Da, aș fi vrut să-l văd pe domnul Budăi vorbind și despre altceva decât despre pensionat, că domnul este ministrul muncii, adică și al salariaților, și să vedem o preocupare mai atentă legată de crearea de locuri de muncă, de stimularea angajaților, de stimularea companiilor să mai crească salariile chiar și în aceste vremuri dure pe care le trăim. Da. Păi adică, toate au crescut, cred că despre asta vorba, la rasta, au crescut, salariile pe domnul, Budăi vorbind despre salariații din România, despre salariile mici, despre cei 1,6 milioane de români care au salariu minim și cum îi ajutăm să trăiască în această perioadă. Și nu l-am auzit vorbind despre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care nu se ocupă cu orice altceva decât cu crearea de locuri de muncă pentru populație, pentru cei care vor într-adevăr să-și găsească un alt loc de muncă mai bine plătit. Ne plângem că nu avem muncitori în construcție. Vă prezentam, spuneam mai devreme despre conferința patronatelor din construcții. Păi oamenii asta spuneau: nu avem muncitori, nu avem cu cine să lucrăm. De ce nu statul nu organizează cursuri gratuite pe acest segment, muncitori în construcții? Și ăsta e doar un singur exemplu. Sunt lucruri care vin să stimuleze practic crearea de locuri de muncă, pentru că până la urmă pensiile de unde se plătesc? Din contribuțiile noastre, din salariile noastre. N-ar trebui să le plătim din împrumuturi.